Și m-a deranjat, da, un pic parcă m-a deranjat. Un fel de iarbă, dar nu știe nimeni, nu le-a spus nimeni că am murit și ne resuscităm acum. Înțelegi ce se întâmplă? Când stau ele de vorbă, două, adică dacă se schimbă lumea, se schimbă și dacă mai rămâne ceva din film, nu? Sau se fac alte filme, cred că acolo e, da? Ajutăm lumea cumva. Nu știu, acolo e ceva. Când una din Casa de Papel, ziceam, a murit în sezonul trecut, da? Și aialaltă se întoarce în timp și aduce aminte și vorbește cu ea și zice, cum crezi e viață dincolo? Și ea care a murit îi răspunde, nu. Păi și ce am făcut? Deci noi am murit și suntem în viața de apoi. E ca și cum se vrea. Tu sari dintr-o lume în antilume, să zicem, sau ai murit și te resuscitezi și acolo unde te resuscitezi, srăbată white shield, ăsta se activează scutul să se apere de tine. Tu înțelegi că asta se întâmplă și prin asta trecem acum, eu trec prin asta, ancorând și fiecare om, dar eu despre mine vorbesc, ancorând pământul și dacă nu suntem ajutați, în primul rând de artă, dacă mai rămâne, că văd că se mai flendură arta și mai vrea să se mai rămână ea. Eu tot o dizolv, o transform în altceva și ea se tot vrea rămasă, domnule, așa ceva. Bun, atunci hai să folosim energia aia vie, adevărată, în ceva, într-o direcție sănătoasă. Nu niște rămășițe care se flendură și se vor, iar aceea a fost, știi? Acolo e întrebarea totală. Cum crezi că e ceva dincolo și aici nu? Ea care a ajuns dincolo s-a resuscitat și e bine mersi în altă lume, tu înțelegi? Și omul iar e deviat și a fost o clipă foarte puternică răspunsul ei pentru mine ca și cum se lucrează, cum lucrează energia aia vie, ce înseamnă filmul. Și gata, și omul e blocat acolo și el se sperie și e frică să-și trăiască viața. Adică nu mai e de moarte frică, eu, da? Și e frică de viață. Știi ce zic? Adică trebuie cumva acolo de la murit. Da, domnule, e viață de apoi. De fapt, aia e viața. Nu ce credeam noi. De fapt, noi am fost morți până acum și de acum ne resuscităm și înviem. Tu înțelegi unde e? Și filmul tot despre asta. Înseamnă că eu am văzut filmul sezonul următor, tot în spate, cumva. La urmă, la celălalt, nu cred că o să mă mai uit în decembrie sau când. Sunt curioasă să văd ce se întâmplă, dar dacă nu ne schimbăm felul de a înțelege lucrurile, ideea în sine e mișto, cum ajuți, cum te duci și ei și nu contează banul în general, până la urmă, ce simți și ce, dar e ceva acolo ce nu știu dacă mai e nevoie ca film. Știi ce zic? Nu știu, încă n-am lămurit-o. N-am lămurit-o. Dacă e nevoie, trebuie ceva. Cred că scenarii noi și piese noi despre ziua de azi. Eu înțeleg că nu fiecare lume trece prin ce trec eu. Fiecare lume a fost o lume, da, ok, fiecare om. Și eu nu trec prin ce trece fiecare om, da? Dar în lumea mea, ați spus-o, eu mă bat cu toți zeii din mine, toți balaurii și până la pun niște lucruri, n-am de ales. Și dizolv cum știu eu. Și dacă nu sunt ajutată, mă descurc și singură.
că până acum tot am încercat să zic, băi, dar nu știe nimeni, n-a înțeles nimeni, ei se pare că nu, se pare că fiecare în lumea lui și în timpul lui. Și faza cu când m-am trezit, înainte să, da, era tot, apăreau ce găseam sau în mine ceva, hai că nu-i timp, hai, repede, hai că nu-i timp. Asta vorbește, vorbesc sufletelele care s-au resuscitat și care sunt pe pământ și trebuie ancorat. E un fel de, imaginează-ți un pământ umflat, un balon de vise și de așa superb și toți care s-au trezit și eu acum, asta e. Am apucat balonul ăsta de vise care el se întâmplă și se ancorează pe pământ și l-am apucat și îl ținem și urlăm în gura mare, hai repede trezirea toată lumea, că nu putem să-l ținem, e foarte mare. E ca și ăla, știi cum era în timpul războiului filmat de pe timpul cum erau, zburau chestiile alea pe sus, da? E o chestie așa, ca și cum ăla e pământul nostru, ca o minge de rugby. Și trebuie ținută și ancorată în noi. Nu eu, eu am imaginea, o ancorez pe pământ, dar ea în noi se ancorează. Și de aia e nevoie de toată lumea să se trezească. Că după aia îi ajuți pe ceilalți, da? E un număr care trebuie să, da? Și ca să ajuți numărul ăsta să se trezească, trebuie făcută în direcția asta arta deschisă, dacă ea mai rămâne ca și ceva important, cât de cât, nu știu, acum nici nu îmi dau seama. Înțelegi? E foarte... Și cuvântul ăsta parazitar, înțelegi? Auzeam de la un vecin și mișeam de minți și acum e că, de fapt, era al meu. Ok. Înțelegi cum merge? Da, acolo e ceva. Așa, și asta n-am zis, n-am uite 7 minute deja. Și când am văzut cum se luptă, e acolo în Casa de Papel și te fură, te bagă acolo și ești, îți dai seama. Și la un moment dat, omul a filmat, aia n-am terminat gândul. El a filmat, a plecat acasă actorii, da? Ei rămân, părticica lor nevindecată, vindecată, nu știu, da? Rămâne acolo, părticică divină, și luptă, și e pe bune. Și omul ăla se duce acasă și are coșmarul, nu de aia, dar el chiar luptă și chiar e acolo. Și se transferă, realitatea lui e în film și că pleacă acasă înapoi și se odihnește și se nu știe, e doar vis. Tu înțelegi ce schimb de transfer energetic la nivelul ăsta. Așa că, watch out, motherfuckers. Asta, n-am ce să fac, așa e. Așa înțeleg. Așa e.